Ați simțit nevoia de odihnă? Să vă retrageți undeva departe? Să vă odihniți? Da sau nu? Da. Vedeți, Dumnezeu cunoaște nevoile noastre. Și de aceea, din când în când, la fiecare sfârșit de săptămână, spune, lasă totul deoparte. Ești prea stresat, prea nervos, prea obosit, încep deja lucrurile să le faci așa cum n-ar trebui să le faci. Lasă totul deoparte și hai puțin și odihnește-te. Vreau să vă povestesc din Matei, capitolul 12, unul dintre evenimentele care a marcat omenirea de-a lungul timpului și pe baza căruia s-a scris foarte mult. Era într-un sabat în care oamenii obișnuiau să se odihnească, să lase tot lucrul lor deoparte și să-și ațintească privirea doar spre Dumnezeu. Și în sabatul acela, după predica de dimineață, probabil, nimeni n-a invitat acasă pe ucenici. Să-i invite acasă la ei, să le zică, mă, dragilor, ați bătut atâta drum pe jos, nu erau mașini la vremea aceea. N-ați vrea să veniți la masă? Nimeni n-a zis nimic. Și ucenicilor le era atât de foame, v-a fost vreodată foame, dar așa o foame din aceea, că să nu mai fiți în stare de nimic. Da. Și trecând printr-un lan de grâu, au luat niște spice, le-au frecat așa în palmă și le-au băgat în gură și le-au mâncat. Unii din cei care erau acolo și care fuseseră și ei la predică, dar mâncaseră bine de dimineață, imediat s-au uitat la ei și, cu toate că niciunul nu-i invitase la masă, s-au uitat la ei și au zis câteva cuvinte. Uite că ucenicii nu fac bine în ziua sabatului. Cui credeți că au fost adresate aceste cuvinte? Cui? Domnul Iisus. El era acolo liderul lor, învățătorul lor. Domnul Iisus pune la inimă, le zice câteva cuvinte și merge mai departe. Întâlnește pe un om bolnav. Și când îl vede, Domnul Iisus zice, este zi de sabat și tu ar trebui să te odihnești de boala ta. Îl vindecă pe loc. Întâlnește un al doilea bolnav. Omul acela era îndrăcit. Ați văzut vreodată un om îndrăcit? N-ați văzut, da? Vreau să vă zic că sunt mulți. Credeau că merg prin intersecții, scot pumnul pe geam, în jură. Altădată poate îi vedeți pe stradă, altădată câteodată mai sunt și prin casele noastre. Dar omul acesta era, întrecea orice limită. Nimeni nu putea să apropie de el. Făcea urât de tot. Era demonizat. Și Domnul Iisus Hristos zice, aceasta nu e o zi de sabat completă dacă nu-l vindec și pe el. Și-l vindecă. Tot aceiași oameni care ziseseră cuvintele mai înainte, de ce ucenicii tăi mâncă în sabat? Uite că freacă greu, fac o lucrare, calcă sabatul. Aceleași persoane care veneau după Domnul Iisus se uită la ceea ce a făcut și adresează și lui din nou câteva cuvinte. Tu scoți demonii cu satana. Nu ești omul lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune la inimă, doar El știe ce a fost în inima Lui. Ați pățit vreodată că atunci când ați făcut o faptă bună să fiți judecați, criticați și bajocoriți? Ați pățit? Când ați făcut un lucru bun. Așa aveau la vremea aceea oamenii mentalitatea. În sabat n-ai voie să faci asta, nici asta, nici asta. Poate și noi avem câteodată câte o mentalitate de felul acesta. Poate nu chiar așa, dar cumva asemănătoare. Când oamenii au văzut că Domnul Iisus Hristos vindecă, spune că și-au chemat prietenii, și-au chemat copilașii bolnavi, copiii, așa ca voi, care aveau părinți bolnavi, s-au dus acasă și repede au zis, mama, vino, vino, uite, este cineva care vindecă, vino, hai repede, grăbește-te. Și s-au adunat foarte mulți oameni în jurul Domnului Iisus. Și Biblia raportează următorul eveniment. Și Iisus i-a vindecat pe
toți. Mă opresc aici. Aceiași oameni care l-au criticat când ucenicii lui mâncau, aceiași oameni care l-au acuzat că, virgulă, calcă sabatul atunci când a făcut vindecări, s-au apropiat de el și nu mai puteau de mână. Domnul Iisus Hristos le spune câteva cuvinte. Și în dimineața aceasta aș vrea să ne gândim la cuvintele acestea pe care Domnul Iisus Hristos le spune acestor oameni. Citesc din Matei, capitolul 12, de la versetul 35. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi judecat. V-ați gândit vreodată în viața noastră la cât de multe cuvinte nefolositoare ați spus? V-ați gândit vreodată? V-ați gândit să faceți așa o listă, măcar pentru o singură zi? Ce am spus azi nefolositor? Nu trebuie să-L acuzi pe Domnul Iisus. Nu trebuie să judeci pe cineva, ci doar să faci o listă cu toate acele cuvinte care n-au folosit nimănui și n-au fost bune de nimic. Toate cuvintele pe care le-ai spus degeaba, v-ați făcut vreodată vreo listă? Poate acum e prea devreme, este doar 12 fără un sfert. Dar încercați să vă imaginați doar în dimineața aceasta fiecare cuvânt pe care l-ați spus și care n-a avut niciun rost. Domnul Iisus Hristos se apropie de oameni și vindecă. Domnul Iisus Hristos se apropie de oameni și le dă de mâncare. Dar Domnul Iisus Hristos împarte toți oamenii în două categorii și le spune așa: fiți atenți. E un lucru grav ce se întâmplă și poate voi n-ați observat. Poate voi credeți că doar cei care blastemă sunt de condamnat. Dar eu vă spun un lucru. În ziua judecății, fiecare dintre voi va da socoteală pentru fiecare cuvânt nefolositor pe care l-a scos din gură pe tot parcursul vieții lui. Merg aminte de un eveniment trist din viața mea. Eram în clasa 8-a și mă pregăteam pentru primul examen al vieții mele. Și învățasem în anii trecuți, învățasem bine, vreau să iau primul examen, poate nu printre primii, dar măcar vreau să trec, primul examen al meu să fie la școala pe care mi-o doresc și să urmez cursurile și să mă specializez pe ceea ce doream eu la vremea aceea, când eram copil. Aveam cam 14 ani. M-am pregătit, am dat primul examen al vieții mele și m-am întors acasă. Duminică se dădeau rezultatele. Și în duminica aceea, de dimineață, noaptea, cred că nici n-am putut să dorm, dar eram aproape sigur că voi lua o notă destul de bună. Nu mă gândeam să fiu printre ultimii, nu mă gândeam să fiu printre primii, dar mă gândeam că voi avea o notă suficient cât să trec examen. Și în dimineața aceea am așteptat cu înfrigurare să vină tatăl meu să ne ia cu mașina și să mergem să vedem rezultatele. Și mama mea aștepta și mă tot învârteam prin cameră, eram neliniștit cumva. Și vine tatăl meu dimineață, o față supărată, închide ușa, zice: nu mai trebuie să mergem. Am fost și am văzut rezultatul. Și ce am făcut? Ce ai căzut? Cu cât am căzut? Tu ai căzut, ce mai contează? Când am auzit, mi-au dat lacrimile. M-am dus în camera de lângă. Eram micuț, ce știam eu la vremea aceea. Așa, în mintea mea, cele mai negre gânduri veneau. Am ajuns de râsul tuturor. Mi-am ratat viața. Mi-e rușine de părinți, mi-e rușine de colegi.
Mă gândeam la prietenii mei, precis că ei au luat examen. Numai eu am căzut. Singurul. Ultimul din clasă. Câtă durere! M-am întors înapoi și am zis, tatăl meu, tu vorbești serios? Da, hai să mergem să vedem. Ce rost mai are? E căzut. Gata. Asta e. O să înveți și... Eu știu, cine știe pe unde o să ajungi. M-am dus din nou în cameră și mă gândeam cumva și la Dumnezeu. Doamne, n-am învățat eu prea bine. Știi, atunci îți vin în minte și lucrurile pe care nu le-ai făcut bine. N-am învățat eu prea bine, dar totuși, parcă pentru mine puteai să faci ceva. M-am chinuit, cred că vreo două ore, cu lacrimi, nu mai eram bun de nimic. După vreo două ore, a urmat o altă discuție. Mă opresc aici. Eu l-am iertat pe tatăl meu pentru vestea care mi-a adus-o. Dar vreau să mă întreb, credeți că într-o zi va trebui să răspundă pentru ce mi-a zis? Va trebui? Așa zice Domnul. Credeți ce spune Scriptura? Credem. În dreptul lui se vor împlini, cu siguranță. A venit după două ceasuri și mi-a zis, bă, ai luat examen. Eu nu m-am bucurat atât de mult. I-am zis, tatăl meu minte. Din ziua aceea, mi-am pierdut încrederea în tatăl meu. Să știți că cuvintele pe care le spuneți costă mult. Pentru tatăl meu a fost o glumă. Te redea cu lacrimi. Iar eu plângeam cu lacrimi. Am zis, eu nu te cred. Dacă ai făcut ce ai făcut, să-ți fie rușine. I-am zis tatălui meu. N-a zis nimic. A râs. Zic, hai să mergem în mașină. Duma, vreau să văd cu ochii mei. M-a dus și am văzut că n-am luat nici printre ultimii, nici printre primii. Am fost pe undeva cu notă bună. În ziua aceea l-am urât pe tatăl meu. După aceea, când am stat bine și m-am gândit, am zis, totuși Dumnezeu zice că este tatăl meu, e mama mea. Și am continuat să-L iubesc și L-am iertat. Domnul Iisus Hristos spune în felul următor, cuvintele pe unii oameni fac să râdă și să se bucure și aceleași cuvinte pe unii oameni fac să plângă și le aduce multă durere. Fiți foarte atenți cu fiecare cuvânt pe care îl spuneți. Orice minciună va trebui să îi se dea socoteală. Orice cuvânt nefolositor, și aici nu intră blesteme, înjurături, aici intră cuvintele pe care le spunem în fiecare zi și care n-au niciun rost. Nu sunt nici binecuvântare, nici blestem. Sunt cuvinte fără rost. Și Domnul Iisus Hristos zice, dacă nu vă întoarceți de la modul ăsta de viață, va veni o zi în care, chiar dacă vouă nu vi se pare important că ați zis, uite, ucenicii tăi mâncă greu. Nu l-au acuzat în mod direct, au făcut doar o afirmație. Într-o zi veți răspunde pentru fiecare cuvânt. De ce ai spus cuvintele acestea? Mi-aduc aminte de firma de supraveghere cu care avem noi contract, acolo unde lucrez. Într-o zi i-am cerut să-mi aduc o înregistrare. Știți, există camere din acelea video, peste tot, care registrează tot ce se întâmplă în jurul nostru. Și traficul. Când crezi că ai trecut și nu te vede, într-adevăr n-a fost radar, dar ai fost filmat. E un lucru interesant. Și aproape în fiecare magazin sunt camere de supraveghere, care ne filmează, așa cum ne filmează Vlad. Și toate acele imagini se stochează undeva. Adică sunt adunate, puse deoparte și când ai nevoie de ele, te uiți. Ceva a dispărut din magazin. Și acum nu se știa cine, ce și cum. Ieșind pe stradă, toți oamenii sunt neprihăniți. Se uită la tine, dau mâna cu tine. N-ai zice că e vreun hoț pe acolo. Însă, când mi-a adus imaginile, am zis să caut exact evenimentul și a căutat exact evenimentul și am văzut clar la față pe toți cei care erau implicați. Au fost patru persoane care au intrat într-un magazin și în timp ce una dintre persoane ținea de vorbă pe vânzătoare și o întreba despre lucrurile care se aflau în spatele ei în așa fel încât să se întoarcă, celelalte două persoane făceau așa ca un zid, se uitau,
dădeau din cap frumos magazin, iar cealaltă persoană fura. Au ieșit din magazin și nu i-a prins nimeni. Însă au rămas înregistrările. Înregistrările au fost date poliției, polițiștii au clienților. Ei știu foarte clar, a, pe ăsta îl știu, ăsta a mai fost prins încă de 10 ori, știu de unde să se ducă, îi ia de acasă, frumos, îmbrăcați în pijamale sau cum sunt ei, și duce în locul în care merită. Domnul Iisus Hristos spune lucrul asemănător. Poate că voi ați uitat ce a zis. Poate că voi ați considera că pentru voi o glumă, ceva hazliu. Dar băgați de seamă, vreau să vă atenționez. Tot ceea ce spuneți este înregistrat undeva. Iar într-o zi, chiar dacă voi ați uitat, chiar dacă voi ați considerat că nu e atât de important, toate acele cărți vor fi deschise. Și vă vor fi aduse aminte toate lucrurile pe care le-ați spus. Va trebui să dați socoteală. Există o singură șansă ca să scăpați. O singură șansă. Știți care este aceea? Pocăiți-vă. Întoarceți-vă de la stilul acesta de viață. Cereți-vă iertare de la Dumnezeu. Cereți-vă iertare de la cei care vă mai aduceți aminte că ați greșit. Împotriva cărora ați greșit. Cereți-vă iertare. Dumnezeu este bun și vă va ierta. Nu repetați greșeala. Nu considerați că este nesemnificativ ceea ce faceți. Pregătind prezentarea din dimineața aceasta și aducându-mi aminte de evenimentele acestea care s-au întâmplat în viața Domnului Iisus Hristos, mi-am adus aminte de evenimente pe când eram eu copil și n-am putut să le uit. Evenimente dureroase și evenimente vesele. Să știți că copiii care sunt aici nu uită nimic. Și dacă vin tulburați, vin tulburați pentru că noi n-am fost creați să auzim bârfe, n-am fost creați să auzim înjurături, n-am fost creați să auzim vorbe nefolositoare. Și poate că de acolo de unde vin, au auzit foarte multe vorbe nefolositoare. Vin tulburați și sunt tulburați pentru că așa este normal. Un om normal, un copil al lui Dumnezeu este tulburat când aude vorbe nefolositoare. Cineva care nu mai este copil al lui Dumnezeu, care a plecat de lângă Dumnezeu, nu este tulburat. Pentru el, vorbele nefolositoare, vorbele rele, sunt un mod de viață și o plăcere, o distracție. Domnul Iisus zice, dacă cumva în viața ta aceste vorbe nefolositoare s-au adunat cu grămada, este vremea să te oprești. Gândește-te bine la tot ce spui. Cuvintele acestea pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos au așa de mare importanță vis-a-vis de destinul nostru veșnic, de mântuirea noastră, sunt foarte importante? Sunt? Da. Sunt. Spune Sfânta Scriptură, știți prin ce a făcut Dumnezeu totul? Prin cuvânt. Știți ce spune? Ferice de cei ce ascultă cuvintele mele și le împlinesc. Biserica este locul în care nu venim doar pentru că este frumos, ci venim pentru că celelalte cuvinte pe care le auzim în fiecare zi și care în marea majoritate, nu vreau să dau procentul, dar probabil că 99% sunt nefolositoare, urechile noastre să nu mai audă astfel de cuvinte. Și venim în locul acesta tocmai pentru că dorim să ne schimbăm. Și cuvintele pe care le auzim aici sunt altfel de cuvinte. Spune cine crede în mine și ascultă cuvintele mele, are viață veșnică. Biserica a rămas printre ultimele locuri, alături de familie, în care oamenii pot să-și clădească caracterul. Este locul în care venim în fiecare sabat, nu numai să ne odihnim, ci și să ascultăm cuvântul care nu ne tulbură în sens negativ, ci cuvântul care ne dă viața, care face noi acea transformare de care avem fiecare nevoie. Afară sunt multe cuvinte nefolositoare și nu judecăm pe nimeni. Însă aici, în casa lui Dumnezeu, ar trebui să nu mai existe nici măcar un cuvânt nefolositor. Venind aici, ascultând cuvintele acestea, să ajungem din nou la acea statură pe care a avut-o Domnul Iisus Hristos. Imaginați-vă viața pe care a avut-o ucenicii alături de Domnul Iisus. Imaginați-vă cuvintele pe care le-au auzit ei de la Domnul Iisus
El n-a rostit niciun cuvânt nefolositor. Și fiecare cuvânt care a ieșit de pe buze a avut o însemnătate covârșitoare, imensă. Imaginați-vă viața lor. Au trăit aproximativ 3 ani și ceva împreună cu Domnul Iisus Hristos. Ați observat cum s-a schimbat viața lor în continuare? Până în ziua morții lor, și Ioan a trăit, se pare, vreo 88-89 de ani, 90 de ani, pe undeva pe acolo, atât a trăit Ioan. Până în clipa în care a închis ochii și a dormit în brațele lui Iisus, apostolul Ioan a avut o altfel de viață. Este atât de important pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să rostim de acum înainte doar cuvinte cu folos, folositoare. Nu de teama faptului că într-o zi vom răspunde de ele, pentru ele. Și va trebui să dăm socoteală, adică să ne socotim și nu vom avea cu ce să plătim pentru ele, ci dintr-un alt motiv, pentru că noi suntem altfel. Niciun cuvânt nefolositor să nu vă iasă de pe buze. Este îndemnul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Și vă invit ca ori de câte ori aveți posibilitate, ori de câte ori vreți să vă retrageți deoparte, așa cum le-a spus și Domnul Iisus ucenicilor, haideți deoparte, a fost destul o săptămână, opriți-vă, haideți și odihniți-vă, nu mai faceți nimic, luați loc și ascultați alt fel de cuvinte. Și lucrarea aceasta, ori de câte ori veți avea posibilitatea să o faceți, faceți-o. Este pentru binele sufletului vostru. De fiecare dată când se apropie sabatul, gândiți-vă că toate celelalte cuvinte vor fi lăsate undeva. Apropiați-vă de Dumnezeu și căutați acele cuvinte în Sfânta Scriptură, acele cuvinte pe care le auziți de aici, acele îndemnuri care vă fac să nu vă mai tulburați în sens negativ și să ajungeți să faceți fapte pe care ulterior să vă pară rău de ele, ci să fim transformați, fiecare dintre noi, în adâncul sufletului nostru. Nu uitați, tot ceea ce facem și tot ceea ce spunem este înregistrat undeva. Și cel mai groaznic călău, știți cine este? Conștiința noastră. Ea ne aduce aminte și ne face să ne pierdem încrederea în Dumnezeu. Am mințit, am spus cuvintele acelea, oare Dumnezeu mai este cu mine? Cu siguranță nu mai e. Și cineva ne șoptește, ești pierdut, ai ratat examenul vieții tale. Dumnezeu să ne ajute ca, venind în locul acesta, ascultând cuvintele lui Dumnezeu, să plecăm de aici altfel de oameni. Este îndemnul lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Nu mai aveți grijă ce vorbiți, ci aveți grijă și ce ascultați. Dumnezeu să ne ajute ca aceste cuvinte pe care le-am auzit din partea Lui în dimineața aceasta, să nu le uităm niciodată. Puneți-le la inimă. Le pun și eu. Aduceți-vă aminte de ele de fiecare dată. Sau poate când veți fi într-o conversație care nu-și va mai avea capătul, mai puneți-vă câteodată și întrebarea ta, ce rost are, au toate aceste cuvinte. Gândiți-vă la Dumnezeu, la cuvintele Lui și de fiecare dată când aveți posibilitatea, veniți în casa Lui. El spune altfel de cuvinte, cuvinte care dau viață și care aduc mântuirea.